Vă rog să-mi trimiteți un echipaj la pasarelă. Vine, vine poliția, vine. Pasarelă. Vine poliția, aveți răbdare că vine poliția. Și alaltă muri în partea aia în spate? Sunt în spate, acolo. Amândoi și nu știu, doamne, să vedem ce vine otrăvit. Pe mine mă sună aștia de la poliție, de la local. Da. Aș vrea să-i dai, că e ridicat, am trebuit să cerceteze, să vedem că nu suntem în junglă. Eu otrăvim, că dacă mâncau copilul ca lui de otrăvit. Sau și cine luat otrăvim de păi nu știu, că e în tot orașul se face treaba asta. Nu asta trebuie să știți, nu? Să vină să-i ridice. Nu să-i ridice, eu am anunțat la urgențe, la 112 și o să vină echipaj de la poliție să cercetăm. Nu știu, cercetăm și aflăm până la urmă. Nu știți cum? Și află. Dar de unde știu răspăs o trebuie? Da, anunțare. Da, anunțare. Da, da, da. Voi nu știți nimic. De unde se vine? E simplu, hai să-i otrăvim. Deci nu știți? Nu știm, domnule. Păi și cine otrăvește, bă, e vreun nebun, înseamnă că trebuie să-l prinde pe nebunul ăla. Exact, corect. Păi de ce să nu mă cer, că eu-s convins că de la voi venirea. Deci cum să vină la noi? Dacă ar fi să venim, tu, noi nu am umblat cu farii în mână, cu lasul. Păi cine e ăla, mă? Cine e ăla care nu are alte treabă astăzi să îmbăta să, decât să o trebuia să fim? Cine crezi? Păi, dar în tot orașul. Pe la spital, tot așa, pe toți ați omorât. Dar dacă ești umar ordine. Păi de unde să știm noi, domnule? Bă, deci fii atent, asta e o chestie penală, ce să arunci o travă pe stradă, e o chestie normal, penală. Normal, normal. Deci voi faceți, unul dintre voi și-a asumat treaba asta, lasă șeful, vă fac eu că stare. De nu rămâne ăla fără servici, nu cred că e de la noi, am vrut să spun. Nu crezi. De nu rămâne la fără servici, vezi ce scandal facem. Cum să vii să vă arunci o treabă pe stradă? Dacă mai rămâne o treabă și iau un copil. Sunt conștient, domnule, că am și eu copii. Păi și atunci? Păi și atunci? Am și o familie. Cum să tu să arunci? Mă, frate, legea zice să se ia de pe stradă, să-i adunați. Corect. Dar nu morți. Îi adunați vii, îi duceți la paduc, dar care paduc? Păi e posibil așa ceva? Na. Deci unul dintre, de la voi, de la servici, face treaba asta, e clar că nu e unul, cine e altul nebunul să aibă o treabă, să aibă, să se umble, să-i pierde din stradă. Că noi nu mai aici sub pod, și la spital s-a întâmplat, că doar mi-a zis mama acum câteva zile, în tot orașul. Nu faceți acuze nefondate. Nu, dar cine, domnule, ai idee, e un nebun până acum? Ce, ce, că era chestia. Noi, da. Serviciul ăsta de calitate, umblăm cu parii prin oraș. Nu știu răspund, îmi dătui numele. Cu parii să vă apărați? Nu, domnule, cu dacă te enervează oamenii, cu parii trebuie să umblă. Pare rău. Pare rău, deci nu așa. Eu, luni, mă duc la Cârciumaru. Nu se poate așa. Dar nu mai, că nu spun degeaba, că el face pe toca voi. Nu știu, nu știu, îl luați tot pe nu știu. Bă, cineva o moară, hai să-l prindem atunci. Haideți să-l prindem. N-am nimic nu o să-l prindeți voi pe al vostru, asta e culmea. Faceți... Cum să-l prindeți voi pe al vostru? Faceți niște acuze... Ce acuze, mă? Deci până acum s-a întâmplat cazurile astea în Târgu Jiu. Păi nu s-a întâmplat. A apărut legea, legea cu câine. Tu știi destul de bine. Știu foarte bine, tu știi destul de bine. Da, au mai fost acolo o săptămână la spital, ați luat câini morți. Nu știu, am fost la... Mă rog, băieții, că băieții știu. Deci hai să fim serioși, nu așa se rezolvă. Păi nu se rezolvă. Nu cu câini morți. Sunt de acord. Nu se poate așa.